dimineața și bine ați revenit. Noi doar ce ne-am trezit, bine, acum jumătate de oră, cu muzică pe fundal pentru Matei. Ne-am trezit, eu încă îmi beau cafea și am zis azi, dacă tot e 1 martie, să vă urez o primăvară frumoasă tuturor doamnelor ce se uită la mine pe canal, la videoclipul acesta. Și astăzi să vă iau cu mine. Să stăm împreună toată ziua. Nu știu dacă am mare lucru de făcut. Știu sigur că trebuie să-l scot pe Matei afară la prânz. Lucru care îl fac de obicei. Să facem ceva cumpărături. O să trebuiască să iau la fel pentru el niște fructe și niște legume. Și cam atât, în mare. Ne relaxăm, că este 1 martie. Și toate doamnele trebuie să răsfățate astăzi, să nu facă nimic, să se odihnească, eventual să iasă în oraș. Cum o să merg să-l schimb pe Matei, că e în pijamale. Aseară i-am făcut băiță. Mergem să-l schimbăm. Sănătate. Mergem să-l schimbăm. Și mai vedem după aia. Te-ai schimbat? Ia, spune. Ai dat pijama jos? Îmi place tare mult trainingul ăsta. De când l-am cumpărat, el tot dau. Îmi place tare mult cum este cu el. Ție îți place, Matei? Trainingul? Trainingul cu care te-am îmbrăcat? Ia, spune. Îți place? Spune. Acum că l-am schimbat pe Matei, o să mai stăm un pic, îl mai las la desene. Desenele sunt cântecele pentru copii. Mai mult dimineața îl las. După masă nu prea mai stă. O să-i pun să-i fac micul dejun. Undeva pe la 9. De regulă încerc să-i țin o oră în care să-i dau mesele. Dimineața în jur de ora 9, micul dejun fructe, la prânz undeva pe la ora 2 și seara cam pe la 5. El pe la 8 doarme, de regulă, 7 și ceva, 8, și îl dau pe la 5. Cina. Spune-mi, mămuța. E fascinat de desene. Spune-ți-te ceva. Haide. Vrei să spui ceva? Zi. Arăți aia doi dințișori care iei? Arăți la cameră dințișorii tăi? Spune. El e fascinat de picioare.
Și ale mele și al lui George la fel, când le prinde, încearcă să le bage în gură, să se joace cu ele, la fel și cu ale lui. Matei? Ce faci tu acolo? Încerc să de la televizor, dar am un picior ridicat aici, pe marginea canapelei și nu pot să văd. Haide, spune și tu ceva. Spune, mămuța. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Ne vezi? Uite-ți la cameră! Uite-ți la cameră! La noi s-a făcut ora 9:05 și acum trebuie să-i pregătesc micul dejun lui Matei. Între timp a țipit vreo 20 de minute, dacă s-a trezit de vreme, pe la 6:30. A început să-i se facă somn și l-am culcat un pic. Și acum să-i facem micul dejun. Să vă și arăt ce-i fac. Am aici puțină pară cu măr și avocado. Asta o să-i fac în dimineața asta. Și câteodată îi mai pun în fructe și cereale din astea. Pentru 6 luni, nu îi pun mult, o linguriță, două, și le mănâncă foarte bine, îi plac. Și Matei, îți este foame, Matei? Vrei să păpăm? Da? Ia spune tu. Vrei să păpăm? Da? Ia spune, haide. Vrei să păpăm? Îți este foame? Îți este somn? Da? Îți este și somn și foame? Bun, hai să începem cu micul dejun și după aia o să și dormim, da? Tu să-i dau vitaminele. Asta e ce-i dăm noi, ce mi-a recomandat moașa. Este imediat să dau. Este vitamina D cu ulei de pește. Pentru bebeluș îi dau 5 ml în fiecare zi. Inițial începusem cu Vigantol de acasă, dar i-am dat 2-3 săptămâni și m-am oprit și am dat asta. Cred că e mult mai ok. Imediat îți dau. Cred că îi și place. Nu e așa? Spune. Da? Nu te cred. Nu te cred. Nu te cred. Am terminat cu Matei. Am mâncat. I-am dat vitamina D. Mi-am făcut și un micul dejun. Două sandvișuri cu cașcaval. Și șuncă. O să mă pun să mănânc. O să mănânc și o să ieșim afară, că lui Matei este somn. Și văd că este și frumos. Soare, ne aranjăm un pic. Ne ieșim chiar cu fața asta din casă. Și ne vedem de afară. Noi gata, ne-am pregătit, ne-am îmbrăcat. Ne-am dat un pic de fund de ten pe ochișori. Și am ieșit la plimbare. Trebuie acum să arunc și gunoiul. Noi avem gunoi tocmai aici afară, la stradă. E genul separat pentru gunoi. Trebuie să mergem și la market. Să luăm ceva, v-am spus, ceva legume pentru Matei și fructe. Și ne mai vedem probabil după drum. Matei, și ăla ești cu mine? Ce faci acolo? Sper să adormă, că în casă nu a vrut deloc. I-am pus sacul ăsta. E soare, dar
dar nu chiar atât de, de cald. Și ăsta e un sac făcut din fulgi de găscă. Aici mai toți copiii au la, la cărucioare. Pe iarnă îi bag în saci ăștia, cum e și Matei acum, și ies cu ei indiferent de, de temperatura de afară. Aici nu e ca la noi acasă, sunt minus 3 grade, nu scot copilul, că răcește, e frig și chestii de-astea. Aici îi scoate indiferent de vreme, că e cald, că e frig, că plouă, că ninge, că e ger, că e gheață pe jos. Nu au probleme cu, cu treaba asta. Ce am intrat în casă și cum v-am zis, haideți să vă arăt ce am cumpărat. În mare sunt fructe și legume pentru Matei. Și avem aici un avocado. La fel, mănânc și eu, dar ăsta e pentru el. De acum. Avem aici doi mango. Mango am văzut că mănâncă foarte bine. Îi place tare mult. Și îi mai fac dimineața la micul dejun fructe și îi place foarte tare asta. Aici un pastărnac, la fel, îl mănâncă tare bine și pe asta, pastărnacul. Aici ceva ceapă pentru noi, îi mai pun și lui la prânz când îi dau carne sau legume, îi pun și puțină ceapă. Aici avem câteva mere. Sunt așa micuțe, dar sunt foarte dulci. Sunt foarte dulci și zimoase, sunt foarte bune. Nu iau foarte multe, că am magazinele aici aproape și oricum ies în fiecare zi cu el afară și iau câte două, trei, nu trebuie mai mult. Aici avem ceva banane, la fel, mai mâncăm și noi. Astea sunt foarte micuțe. Nici nu știu dacă am mai luat banane atât de mici. Nu știu dacă prin cameră par, sunt mici, dar sunt micuțe. La fel pentru el. Aici un buchițel din acesta de brocoli. La fel pentru Matei. Noi nu mâncăm brocoli, ce-i drept. Nu ne omorăm cu el, dar lui îi dau. Aici doi ardei gras, roșu. Și așa sunt foarte buni. Foarte zemoși, așa copți. Foarte buni. Aici un spanac, baby spanac. La fel, aș vrea să-i fac acum lui un micul dejun, prânzul, că este deja ora 1, să-i dau câteva frunzulițe de astea, că am înțeles că nu e indicat să-i dau prea mult. Să-i dau câteva frunzulițe cu puțin pastărnac. Am ceva cartofi dulce prin frigider și cu gălbenuș de om. Asta cred că o să-i fac acum. Și aici, la fel, am un kilogram de pere. Tot pentru Matei. Avem ceva probleme cu constipația.
nu e foarte grav, dar încerc să-i și, să-l și ajut prin, prin alimentație. Îi mai dăm pere, mai am pe aici, pe undeva, așa, sunt prune uscate. Le las să se hidrateze vreo 2 ori, 3 ori, nu știu cât e necesar în apă. Și după aia ori îi dau doar piureul ăsta de... Este pe fundal. Mănâncă din măr. Da, ori îi dau așa simplu asta, ori îi comit cu ceva fructe, cu cereale de ale lui, special de la Nestle. Și cam atât. Cam astea sunt cumpărăturile ce le-am făcut acum. O să mă apuc imediat să-i fac micul dejun. Micul dejun, de ce zic mereu micul dejun? Prânzul. Și o să vă arăt ce o să-i fac. M-am hotărât într-un final ce o să-i pun să mănânce. Câteva frunze de spanac. Ouă care trebuie să-l pun la fiert. Aici am puțin cartofi dulce, mai aveam în frigider. Puțină țelină care la fel o aveam în frigider. Puțin din pastărnacul care l-am luat acum. O să le pun la fiert. Imediat, ouă separat. Deocamdată îi dau doar gălbenușul, nu am încercat cu albuș. O să le pun imediat la fiert și să vedem dacă o să-i place. O să-i placă. Aici sunt legumele și spanacul. Aici este ouă separat. Dăm drumul la hotă. Aprindem plita. La 7. Oul la fel. Și acum așteptăm să fiarbă. Am ieșit încă o dată afară. Acum suntem în parculețul de lângă casă. Doar ce am mâncat. L-am îmbrăcat din nou și am ieșit afară să-l ador. Să-l las cu George. George e la fel și el afară la grătar și să-l ador, să-l las cu el la aer să-și facă somnul. Și după eu aș vrea să merg să alerg măcar jumătate de oră. Aș vrea într-o oarecare măsură, bine, o mare măsură, să încerc să mai slăbesc un pic. Dar de regulă când îmi impun lucrurile astea, când îmi impun așa strict, gata, intri la regim, gata, alergi, gata, faci, treci, atunci parcă nu fac nimic și nu ajung la niciun rezultat bun. Dar sper că odată cu 1 martie, cu primăvara, să am așa un pic de ambiție. Un pic mai multă ambiție. Ar fi super. O să vă arăt un pic pe aici, prin zonă, prin parculeț. E un râu cu rațe. E tare, tare drăguț. Îl mai aduc pe Matei ziua aici. Nu e gălăgie de la mașini și adorme mai bine. Oricum, dacă e obosit, doarme cum îl scot afară. Haideți că o să vă arăt ceva imagini.
Le-am lăsat pe Matei, m-am echipat. Am luat un hanorac de lui George și mergem la alergat. Măcar jumătate de oră. Să facem un pic de mișcare. Sper să țină treaba asta cu alergatul. Și să mă duc, ar face bine. Jumătate de oră în fiecare zi, cu un regim cât de cât, fără grăsim, fără așa, dar să vedem. Spune ceva. L-am recuperat pe Matei, a dormit până acum. E 5 fără 10, trebuie să mă apuc să-i pregătesc și cina. Ceva legume, cred că mango, nu știu încă. Spune ceva. Doar ce s-a trezit, a dormit la 3, era când am ieșit eu afară, s-a făcut ora 5 acum, a dormit 2 ore afară, e atât de ok, acolo de dormit, e așa de cald, ține atât de bine, nu am avut niciun fel de problemă cu el să răcească sau ceva. Și haide să vă arăt ce am aici. Am alergat, dar haide să vă arăt ceva. O porție de papanaș. And it's ok, este 1 martie. Este mărțișorul. O să mănânc unul doar. O să mănânc doar unul, dat fiind faptul că este martie. Este 1 martie, este mărțișorul, e începutul primăverii. Să sărbătoresc și eu într-un fel. Dacă tot să am făcut comandă la papanaș și avem aici o femeie româncă de face papanaș, eclere, ciorbe. Și mai facem de când comandă la papana și la ciorbă și așa nu prea facem. Și fusesem și la market, cred că o să-mi fac pe seară o salată cu ton și am baby spanacola, cred că o să-mi fac o salată pe seară înainte de somn, habar n-am când o să-mi fie foame, dacă o să mi se facă. Stau aici cu Matei, deocamdată, doar ce am intrat în casă, s-a lăsat rece, este frică cum afară, încă mai e soare, dar de să apun și s-a răcit, parcă nu mai are așa putere. Nu? Mai este așa cald afară? Nu mai este așa de cald afară. Da, o să mă pun și o să mănânc cu papanașul ăsta, după o să-i facem cina lui Matei și mai vedem după aia. Vă pup! Mă apuc să-i fac cina lui Matei. Uite aici! Uite aici! Nu știu ce că... O să-i... am mango ăsta. Este copt în moale și e păcat de el să nu se strice. Și o să-i fac mango simplu. În seara asta. Este 5 un pic și 10. Îi dau să mănânce. Cred că o să-i pun și ceva cereale din alea de vi le-am arătat. Să mănânce și el și după aia cred că o să-mi fac și o salată, să mănânc. Am mâncat un pic din papanaș, de fapt am mâncat un papanaș întreg. Și, dar încă mi este foame, că azi n-am mâncat decât ceva m-a arătat dimineață, alea două sandwich-uri cu roșii aia. Și atât. Mă pregătesc că lui Matei deja este foame. O să-i fac imediat cina. Și ne vedem imediat. Am pus aici tot mangola. Mi-a mai rămas aici o bucățică, dar nu e niciun fel de problemă. Nu s-a blenduit, o să mănânc eu la sfârșit. Lui Matei este foarte foame. Așa că... Haideți să păpăm! Haideți să păpăm! Ia uite, Matei! Îi place tare mult mango. Îi cumpăr destul de des. Și asta a fost atât de copt și foarte bun la gust. Am mai nimerit și de necopți, de erau faze, așa, nu aveau niciun gust. Dar de vreo două ture am luat doar copți. Matei a mâncat tot castronelul, eu am mâncat bucățica aia de era întreagă. Și acum se zeacă. Și acum se zeacă pentru că are este măciolul plin. Spune, am să măciolul plin acum. Acum e rândul lui mami să mănânce, nu? Da. Eu mi-am pregătit spanacul acolo, l-am spălat.
Aici am ceapă, care la fel o voi curăța. O roșie, ardei, nu o să-l pun pe tot, câteva măsline, lămâie, conservat de ton și cam atât. Haideți să vedem. Am puțin ulei de măsline, dar cred că o să las puțin ulei din ton. Haideți să vă arăt după aia cum arată. Și cam așa arată salata mea. Cu ardeiul, sunt măslinele, ceapă. Este super. Ați putea chiar să încercați. Este foarte bună, mie îmi place tare mult. Evident, să vă puneți ce vă place aici. Cred că mi-ar fi plăcut să mai am puțină brânză. Dar nu am acum acasă. Și o să mă rezum la astea. La ce am. O să mă pun acum să mănânc, că mi se tare foame. Și ne vedem după. Aici nu e lumina atât de bună. Vroiam să vă zic noapte bună. Pentru noi ziua cam e sfârșit. Este ora 7. Acum îl culc pe Matei. Deja l-am schimbat în pijamale. Sper să vă fi plăcut. Scuzați. Clipul de astăzi. Și dacă v-a plăcut, să vă și abonați canalului. Și să-mi spuneți dacă vă place genul ăsta de clipuri, o să mai fac. Așa că până data viitoare vă mulțumesc tare mult că vă uitați la mine. Și vă pup. Noapte bună.